Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi vreau să vorbim despre o carte pe care am citit-o relativ recent și care mi-a plăcut extraordinar de tare. Este clar una dintre cele mai bune cărți citite de mine la trecerea dintre ani, pentru că m-am apucat de ea în 2019 și de fapt am terminat în 2020. Cartea despre care vreau să vorbim astăzi este Imortaliștii de Chloe Benjamin, apărută la noi la editura Storia. Aș vrea să începem însă cu o specificație tehnică, oarecum, pentru că dacă îi urmăriți pe cei de la Storia de ceva vreme, știți probabil că ei și-au lansat colecția de cărți de adulți, care se numește Storia Plus, dar asta este o lansare relativ recentă, Storia Plus. Ei bine, Imortaliștii a apărut înainte să existe Storia Plus, prin urmare face parte din colecția lor generală, ca să zic așa, dar este o carte de oameni mari din toate punctele de vedere. Și apropo de Storia Plus, ca să dăm asta din drum, pentru că mi-a plăcut atât de mult cartea asta și pentru că vorbeam cu cei de la Storia despre asta și despre altele pe care vreau să le citesc și pe care le-am citit și cu care avem tot felul de surprize pentru voi, pentru că îmi place așadar Storia Plus, am vorbit cu cei de la editură și împreună cu ei vă vom oferi un cod de reducere de 50% pentru toate cărțile din colecția Storia Plus. Codul de reducere va fi valabil doar 2 zile, pe 3 și pe 4 februarie, așadar dacă vreți să vă luați orice altă carte din colecția Storia Plus, precum și aceasta, precum și Puterea de Naomi Alderman, practic toate cărțile de adulți apărute în portofoliul Storia vor avea o reducere de 50% atâta vreme cât la ultimul pas din comandă aplicați codul IRINA50. Sper însă ca eu să vă conving astăzi cât de mult merită să vă luați Imortaliștii. Să începem așadar, Imortaliștii este o carte de care eu auzisem deja de vreo un an și ceva, cred, și mereu când cei de la Storia mă întrebau ce cărți să mai îmi dea sau ce aș vrea să mai citesc de la ei, evident că Young Adult apărea destul de des în discuțiile noastre pentru că ea asta publică cel mai mult, dar mereu o parte din mine era, da, aș vrea să citesc Imortaliștii mai mult decât orice în momentul de față de la ei din portofoliu. Mă bucur atât de mult că în sfârșit am putut să fac chestia asta, a fost absolut extraordinară, dar, long story short, povestea spune așa. Într-o zi extraordinar de toridă din New York, dacă mai țin bine minte, anii 60-70, final de anii 60, o gașcă de 4 frați ajung la o ghicitoare. Intră în casa acestei ghicitoare, rând pe rând, fără să știe ce vorbește fiecare dintre cei 4 frați cu femeia asta, iar ea le prezice data la care vor muri. Ies din această cameră, nu mai vorbesc niciodată despre ce s-a întâmplat acolo și despre cum sau când de fapt vor muri fiecare dintre ei. Ăsta este momentul în care cartea se împarte în 4 fire narrative, fiecare fir narrativ urmărește povestea fiecăruia dintre frați, 2 fete, 2 băieți, care la momentul dialogului cu ghicitoarea aveau între 7 și 14 ani, ceva de genul, dar fiecare bucată din cartea asta urmărește viața lui din momentul respectiv aproape, până în momentul morții, care este sau nu cel prezis de ghicitoare. Noi, în momentul în care intrăm în fiecare dintre această poveste, nu știm chiar de la început care o să fie data morții și nu știm exact la ce să ne așteptăm, dar cert este că avem perspectiva fiecăruia dintre ei. Evident, cei 4 frați o apucă pe căreri extraordinar de diferite. Una dintre ele ajunge să fie iluzionistă, unul dintre băieți ajunge să fie dansator în anumite puncte de vedere, al celălalt dintre băieți are o viață cât se poate de normală până la un punct împreună cu familia lui, iar cea mai mare dintre fete pare să se fi realizat din punct de vedere profesional și totul pare să-i meargă bine. Dar evident nu este doar atât, pentru că fiecare poveste, de fapt fiecare persoană din cele 4 ascunde în spate o poveste mult mai profundă și mult mai frumoasă. O să vă spun câteva cuvinte despre ce mi-a plăcut mie cel mai mult la povestea fiecăruia, dar înainte vreau să vă spun că motivul pentru care mi-a plăcut într-atât de mult cartea asta este pe lângă faptul că avem 4 perspective diferite și în general îmi plac cărțile de genul ăsta, dar în același timp îmi place foarte tare că cele 4 povești ne trec prin istorie pentru că avem societatea americană și lucrurile care s-au întâmplat în Statele Unite din anii 70-80 până în zilele noastre. Și au fost foarte multe valuri de evenimente, fie istorice, fie sociale, care au avut un impact foarte mare asupra omenirii cu totul, cred. De la criza SIDA până la World Trade Center, de exemplu. Dar, să nu ne mai lungim, haideți foarte, foarte pe scurt să vă spun ce mi-a plăcut la fiecare dintre cele 4 povești. Prima este cea lui Simon.
E bine, dacă nimeni nu se aștepta, după moartea tatălui lor, Simon se hotărăște să plece de acasă, să se rupă complet de familie, să-și facă o viață așa cum visase în Los Angeles, dacă mai țin eu bine minte. Acolo, evident, întâlnește o groază de oameni noi, este pus în fața unor experiențe pe care nu le mai avusese până acum, pentru că el era un copil foarte cuminte și retras și brusc este în această lume a showbiz-ului, de fapt, plină de experiențe noi și de lucruri noi. Povestea lui Simon este o poveste în primul rând despre acceptare de sine, dar în al doilea rând despre experimentare din foarte multe puncte de vedere și mi-a plăcut foarte tare că fiecare dintre aceste patru povești pe mine m-a făcut să-mi pun câte o întrebare foarte importantă și întrebarea care cred că de fapt rezumă existența lui Simon este: cât de departe merită să mergi pentru experiențele pe care le ai? Din punctul meu de vedere, chiar și citind asta, spune că foarte departe, mi se pare că uneori, pentru niște trăiri, chiar merită să mergi până la capăt, dar asta evident vă las să decideți voi. O avem pe Clara, pe iluzionistă, povestea ei este evident plină de magie, pe lângă faptul că sunt prezentate trucurile pe care le face și sunt prezentate toate meșteșugurile pe care ele are în domeniul ăsta, ea ascunde foarte multă durere și povestea Clarei este despre probleme psihice. Povestea Clarei este despre depresie și despre cum lumea nu vede, pentru că lumea vede ceva flashy și ceva frumos și ceva care te face efectiv să spui wow și să o aplauzi și să fii în delir de fiecare dată când o vezi, însă ce se ascunde în spate este mult, mult mai puternic de atât. Povestea lui Daniel este cea care m-a surprins cel mai tare, este o poveste despre dreptate și o poveste despre justiție, dar recunosc că m-a surprins cel mai tare pentru că dacă la primele două, dacă la Simon și la Clara, ajunsesem nu neapărat să prezic, dar cumva intuiam în ce direcție ar putea lua povestea. La Daniel nu mi-am dat seama deloc de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și ce avea să se întâmple în viitorul foarte apropiat. Iar în cele din urmă avem pe Varia, femeia care, v-am zis, pare să le aibă pe toate, pare să aibă o carieră absolut fulminantă, dar viața ei personală este de fapt în bucățele, pentru că a trecut prin toate lucrurile alea cu frații ei, cu părinții ei, lucrurile clar nu au mers bine din punct de vedere personal, dar mai mult decât atât, ea ascunde un secret personal uriaș pe care, din nou, nu l-am intuit absolut deloc. Este o carte absolut fabuloasă din punctul meu de vedere. Nu vreau să vă spun mult mai multe pentru că este într-atât de magică încât vreau să descoperiți singuri. Este superbă de la prima la ultima pagină și stilul este absolut uluitor. Te face să spui o întrebare uriașă, evident, și anume: în ce măsură viața noastră ar fi influențată de informația că vom muri la data de X? Ce se întâmplă în momentul în care poți să previi o bucățică din viitor? Și întrebarea este, de fapt, dacă lucrurile se desfășoară oricum, în felul ăla, dacă avem o dată prevăzută în care vom muri predestinată și aia este indiferent ce am face, sau dacă, chiar și în subconștient, toate acțiunile noastre, tot ce facem, este, de fapt, influențat de informația pe care o avem. Și, practic, pentru mine despre asta a fost cartea, de fapt, cum îți trăiești viața știindu-ți data morții. Absolut fabuloasă. Eu nu am un răspuns la întrebarea asta. Nu știu dacă aș ști când o să mor, ce aș face sau dacă aș face lucrurile diferit. Habar n-am. Este o întrebare foarte grea, cred, și necesită foarte multă reflexie și foarte mult timp de gândire. Dar mi se pare că în cartea asta a fost surprinsă foarte bine. Bun, cam asta este părerea mea despre cartea asta. Știu că nu v-am spus foarte multe, dar v-am zis, e musai să o descoperiți singur. Clar, clar, una dintre cele mai bune cărți citite de mine în ultima vreme, multă vreme, de fapt. Și este o carte de ficțiune care nu m-a lăsat să o pun din mână, am citit-o în 3 sau 4 zile și efectiv voiam să citesc, adică știu că eram la Londra și la un moment dat am stat în casă, am mai preferat să stau în casă o oră în loc să mă duc să vizitez orașul ăla minunat, tocmai ca să mai citesc un pic. Foarte, foarte frumoasă, o carte de adulți de data asta, deși face parte din portofoliul celor de la Storia. Nu cred că nu poate fi citită de copii, nu e asta problema, însă mi se pare că îți pui mult mai multe întrebări și cred că o citești în altă cheie un pic în momentul în care ești
un picuț mai mare, un pic doar. Absolut fabuloasă, o recomand cu toată căldura, 1.000.000 de stele din 5, clar. Cred că până în momentul de față este cartea mea preferată a celor de la Storia, dar aș mai vrea să citesc și cartea lui Ocean Vuong, pentru că și de acolo am așteptări foarte, foarte mari. Bun, dacă v-am convins cu videoclipul ăsta și dacă v-am convins să încercați Imortaliștii sau orice altă carte din portofoliul celor de la Storia, orice altă carte de adulți de la ei, nu uitați că pe data de 3 și 4 februarie există un cod de reducere pe site-ul lor care vă oferă 50% reducere pentru orice carte de adulți din portofoliul celor de la Storia, atât din noua colecție Storia Plus, cât și din cărțile de adulți lansate anterior. Codul este din nou Irina50 și îl puteți folosi la ei pe site. Eu mă opresc aici cu acest videoclip, dacă v-a plăcut dați un thumbs up, nu uitați să-mi spuneți în comentarii dacă voi ați citit cartea sau dacă am reușit să vă conving, iar noi ne vedem zilele viitoare cu un clip în care o să vă arăt ce am citit eu în ultimele 2 luni, de fapt. Până atunci, nu uitați să citiți cât se poate de mult, să-mi spuneți mie ce mai citiți. Bye!